Astăzi, 24 ianuarie, este sărbătorită în întreaga țară Ziua Unirii Principatelor Române. Se împlinesc 161 de ani de la unirea Moldovei cu țara românească, înfăptuită sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cu această ocazie, Municipalitatea Ploieșteană a organizat o serie de manifestări. La festivitățile desfășurate la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza au luat parte reprezentanții ai autorităților locale și județene, cadre didactice și elevi ai acestei unități de învățământ, precum și simplii cetățeni. Dintre oficialități au luat cuvântul Cristian Ionescu, prefectul județului, care a transmis mesajul premierului Ludovic Orban și noul inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Prahova, Constantin Pisău. Mica unire, cum este numit momentul istoric de la 24 ianuarie 1859, a reprezentat prima etapă în crearea statului unitar român, desăvârșită la 1 decembrie 1918, când a avut loc și unirea cu Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureș. Ce poate fi mai frumos pentru o națiune decât consensul în jurul unui obiectiv vizionar, a cărui împlinire avea să deschidă calea către un stat modern, suveran și independent. Acest eveniment își are însă originea în perioada pașoptistă, când o generație întreagă de adevărați patrioți contribuie, prin gând și faptă, la acest demers temerar. Convenția de la Paris din 1858 a hotărât că unirea celor două principate românești se poate înfăptui, însă fiecare dintre acestea să aibă câte un domnitor. Din fericire, mișcarea unionistă a avut un moment magistral de inspirație, care i-a permis să speculeze o lacună a Convenției de la Paris. Același candidat putea să participe simultan la procesele electorale din cele două principate. Prin urmare, la 5 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei cu sprijinul Partidei Naționale, iar pe 24 ianuarie 1859, a fost votat și în țara românească. Apoi au fost depuse buchete de flori la bustul domnitorului. Deoarece curtea interioară din fața colegiului a fost înțesată de lume, unii oameni au privit manifestările prin gard, dar acest obstacol nu i-a împiedicat să asiste la eveniment. Printre ei, un bărbat născut în Prahova, dar care locuiește în județul Constanța, a venit special pentru a fi prezent la manifestările de Ziua Micii Uniri, de pe meleagurile sale natale. Cu toate că sunt plecat de o jumătate de veac, totuși nu uit că rădăcinile mele sunt aici și, din păcate, la 1 decembrie n-am putut veni că am fost bolnav, dar acum am ținut neapărat să vin aici, în zona mea natală, în Prahova. Și mai ales un eveniment atât de deosebit, pentru că nu este chiar o unire mică. A fost un pas extraordinar de mare, tocmai prin faptul că aveam prea mulți care se împotriveau. Evenimentele de la Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza au culminat cu Hora Unirii.